În total, 7 km de alei de pe domeniul regal Peleș urmează să fie reabilitate în următorii 2 ani de studenții de la Universitatea de Științe Agronomice din București. Sunt poteci pietruite amenajate de arhitecți acum 120 de ani, care duc de la cabana Cuțitul de Argint până la castel și apoi merg spre vechea vulpărie și stâna regală. În ultimii ani, zona a fost lăsată uitării și a fost invadată de bălării. Încercăm să scoatem la lumină aceste alei care au fost acoperite cu aproximativ 40 de centimetri de pământ, frunze și alte resturi organice. Vom realiza indicatoare, inclusiv cu puncte de belvedere, care vor da o altă perspectivă domeniului. Ne dorim să montăm pe timp de iarnă niște hrănitori, unde oamenii să vadă păsările destul de aproape. Mă refer în mod special la păsările mici, cum sunt pițigoii sau țicleni. Lucrările de reabilitare vor fi făcute în mare parte cu bani strânși din donații, dar vor contribui și autoritățile locale. Reprezentanții familiei regale vor ajuta și ei. Sunt emoționată, pentru că este atât de frumos. Dincolo de aleile la care se lucrează deja, turiștii remarcă starea jalnică în care se află castelul Peleș. Monumentul are nevoie urgentă de reparații. Avem foarte mari probleme de structură a acoperișului și, ca la orice monument istoric, dacă nu protejăm acoperișul, nu protejăm monumentul în sine. E nevoie de intervenție rapidă, este o intervenție foarte costisitoare, va fi nevoie de lucrări ample de restaurare. Institutul Național al Patrimoniului este foarte, foarte preocupat și interesat ca să demareze toate studiile și cercetările necesare obținerii autorizațiilor de construire, astfel încât să avem un program multianual cu finanțări și publice și private și să aducem Castelul Peleș încet, încet la nivelul care îl merită. Domeniul Peleș este administrat de statul român, care plătește casei regale o chirie de aproximativ 11.000 de euro pe lună. Câștigă, în schimb, peste 2 milioane de euro pe an din taxele de vizitare. Până acum nu s-au făcut reparații pentru că autoritățile au spus că nu pot investi bani publici într-o proprietate privată. S-a pus problema cumpărării castelului contra sumei de 30 de milioane de euro, însă negocierile nu au dus până acum la niciun rezultat.